și vă mulțumesc că sunteți aici împreună cu artistul Ioan Popei și invitații acestuia. Pot să mă întreb dacă e mai bătrân, dacă e mai tânăr, ce experiență are, ce memorie are și că artistul poate să redea lucrul ăsta. E adevărat și nu e adevărat, mai degrabă îl încarcă cu memoria, cu simțurile lui, în forma subiectului, personajului, modelului, cum spuneam. Dar dacă mă uit la un peisaj sau la o floare, până la urmă despre ce memorie e vorba, despre cum era floarea înainte de a fi floare, sau peisajul înainte de a fi verde sau de a fi roz. Nu, peste tot e încărcătura emoțională a artistului. Ioan Popei vine cu lumina aceasta de tip sofronia și ne încântă. Pentru că în această expoziție noi avem, așa cum spunea și Emil, portrete, avem portret de bună calitate, avem matură statică, avem peisaje și sigur eu eram pregătit să abordez partea cealaltă a lui Ioan Alunicu, și anume iconografia și iconologia la Ioan Popei. Vreau să-i mulțumesc doamna Macavei pentru seara oferită. N-am vrut eu să fiu personajul principal, eu doar vreau să am creat atmosferă cu pereții ăștia. Și asta îmi place, creez atmosferă și la atelier, creez atmosferă și în interiorul meu și aici vreau asta. Așa cum spunea domnul Emil Nicolae, nu mi-am propus să arăt ceva în mod deosebit, mi-am propus să trăiesc într-o... Pentru mine pictura înseamnă vindecare, înseamnă, așa cum a spus și părintele foarte bine, înseamnă muzică. Vorbeam jos cu... îmi cer scuze public acum pentru domnului Emil Nicolae, nu știu ce am avut senzația că el apreciază în artă doar partea de teatru din artă sau partea gestică și nu, să zicem așa, gestul plastic, doar gestul plastic, adică ceea ce vrea să spună pictura cu adevărat. Împreună sărbătoarea Paștelui și o întâmpinăm cu o surpriză decorativă propusă de domnul Dragoș Burlacu. Este la prima ieșire la noi și la prima ieșire am înțeles de a dumnealui. Este un tânăr artist pe care îl rog să ne spună câteva cuvinte despre arta dumnealui. Mă numesc Dragoș Burlacu. Am aflat despre arta asta, gravurii în coajă de ou, de aproximativ 20 de ani. Nu am profesat, n-am făcut foarte mult timp, am avut multe pauze, am început să caut pe internet cum se face și ce trebuie. Și mi-am procurat ouăle, le-am golit, am spart multe. Și am început să lucrez în ele. Și lucrând tot am descoperit din ce în ce mai mult că stilul ăsta de gravură în coajă de ou mi se potrivește mai bine. Că am făcut și altele cu Strasul, Fabergeor, dar nu m-am oprit la aia. Ăsta este stilul care îmi place și mă reprezintă. Am aici câteva expuse și pe viitor am multe idei, multe modele, mult mai frumoase.